cealaltă. Un pas aici, unul acolo și portalul fantasy se va deschide! Trezicerile tinei! Vezi? Da, da, poți zbura! Ai! Oh, nu! Bine! Hey, fantasy! Am venit să vă invit la festivalul de... La festivalul tău de poezie? Ce tare! Vom veni în grabă! Auci! Ha? Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu lumea aceasta! Ha? Babi nu este de aceeași, da! Oare Tina este acasă? Știam că o să vii! Intră! Wow! Intră, Babi! Bate palma! Mâine o să recit niște poezii! O să... Și o să le placă tuturor! Trebuie să vin? Dacă nu-l voi privi, n-o să mă pot răsuci! Vezi? Pot face și eu rime! Ne! Ai nevoie de practică! Îmi poți spune dacă va fi mâine vreme bună? Sigur! Dar am nevoie de concentrare! 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 Oh, nu! Ai grijă cu apa! Se va uda totul! Apa este periculoasă! A zis apă? Oh, nu! Să mergem! Wow, 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 wow! Au! Dacă îți spun că soarele nu va ieși, te mint, pentru că soarele va străluci! Ha? Este grăbită, dar este emoționată cu premiera! Care îmi vine mai bine? Roz sau roz deschis? Roz, roz deschis! Rozul e simplu, nici vorbă! Rozul deschis e simplu! Mâine va fi sfârșitul lumii! Tina a văzut în globul ei multă apă! Totul se va inunda! Inundat e! Orica, să plecăm de ei! O să fie inundate! Nu putem părăsi valea pur și simplu! Trebuie să ne pregătim pentru inundație! Ei bine, dacă nu ai o barcă în casă... Asta este! O să construim o barcă mare pentru toți! Aha! Barca ne va salva de inundație. Și dacă va ploua mult, vom face sorți. Da, dar astăzi este recitalul. Și chiar vreau să-mi cânt poeziile. Îmi place casa mea. Nu vreau să o părăsesc. Ce se întâmplă cu voi? Și de ce sunteți în cadă? Trebuie să fie un obicei local. Casele, ploaia, inundația. Ce inundație? Ai văzut foarte multă apă în globul tău și că totul se va inunda. Nici vorbă, a fost Tini care a vărsat sticla. Am spus că soarele va străluci. Serios? Deci nu va veni inundația? Sigur că nu. Da, o să-mi cânt poeziile. Loreta este cea mai tare și dansul este frumos. Lady este ca soare și strălucește foarte tare. Tina este super comică și cântă la tube. Poeziile sunt frumoase, dar interpretarea nu prea. În final, ai chemat ploaia.